Spitalele nu se pot aproviziona cu medicamentele folosite în schemele de tratament ale bolnavilor infectați cu noul coronavirus care sunt în stare gravă. Acestea sunt repartizate de Ministerul Sănătății în funcție de cantitatea primită de la Uniunea Europeană. Din cauza acestui fapt, de multe ori medicii din Spitalul Slătinean au fost nevoiți să găsească soluții pentru a le înlocui și au reușit. Ei folosesc acum cu succes un nou medicament care poate fi achiziționat de pe piața liberă. Din fericire, specialiștii de la spital au găsit un medicament care poate înlocui o parte din aceste medicamente, l-au comandat și avem pe stoc doze din acest medicament, astfel încât ei să poată să-și facă tratamentul în spital, pentru că au fost momente în care, efectiv, medicamente care au efect nu aveam. În momentul de față facem tratament cu acest medicament, se numește Kineret. Adresabilitatea Spitalului Slătinean în ceea ce privește tratarea pacienților cu SARS-CoV-2 continuă să se mențină extrem de ridicată. Practic, de cele mai multe ori, numărul locurilor libere este determinat de cel al persoanelor vindecate și externate. La Spitalul Județean, media internărilor cu COVID se menține în jur de 100 de persoane pe fiecare zi, pe total, cu intrări noi, dar și oameni care s-au vindecat. Spitalul Județean de Urgență Slatina avea probleme și în ceea ce privește personalul medical care să se ocupe de pacienții COVID. Mare parte dintre acestea par să se rezolve prin aducerea a 2 rezidenți și a mai multor studenți mediciniști care vor face voluntariat. Pentru ei, Consiliul Județean acoperă cheltuielile cu cazarea și masa.